Pompierul rămâne pompier și în timpul liber. Acest lucru a fost dovedit de către plutonierul adjutant șef Claudiu Zoran și plutonierul adjutant Raul Chiriac de la detașamentul Petroșani, care în acest weekend au fost primii ce au intervenit la stingerea unui incendiu. Focul putea să producă o adevărată tragedie, întrucât a cuprins două case, un garaj și un autoturism în municipiul Petroșani, dar profesionalismul celor doi subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara a făcut ca incendiul să fie localizat de echipele de salvatori sosite la fața locului. La incendiul care s-a manifestat în acest weekend în municipiul Petroșani, primii care au intervenit au fost doi dintre colegii noștri din cadrul detașamentului de pompieri Petroșani, care cu toate că se aflau în timpul liber, au fost foarte prompți și au ghidat echipele de intervenție care se deplasau spre incendiu, oferindu-le coordonatele exacte ale locului producerii acestuia. Un ofițer și 15 subofițeri s-au deplasat la incendiu cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă, precum și un echipaj SMUR și o auto specială de prima intervenție și comandă. În sprijinul acestora intervenind și serviciul voluntar pentru situații de urgență Petrila. Din clădirile incendiate au fost evacuate de urgență 5 butelii. Din fericire, datorită intervenției rapide a pompierilor militari, nu s-au înregistrat victime.